În ultimii ani, sectorul apicol a cunoscut o dezvoltare semnificativă datorită programelor de sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene sau cel național. Prin accesarea acestor programe, apicultorii au putut achiziționa material biologic cu valoare certificată, stupi și utilaje apicole moderne. Începând de anul trecut, legislația a fost modificată în avantajul apicultorilor. De anul trecut s-a schimbat un pic legislația. Dacă până anul trecut apicultorii puteau să depună solicitări către APIA numai prin cooperativele sau numai prin societățile de la nivelul județului Olt care erau acreditate în sensul ăsta, deci ei depuneau o cerere la aceste societăți, societăți care depuneau apoi un centralizator al apicultorilor la APIA. Programul Național Apicol pentru perioada 2017-2019 are ca obiectiv îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar. Începând din 2017, apicultorii depun individual solicitare la centrul județean APIA. Anul trecut au fost 69 de apicultori care au accesat acest program. Părerea noastră este un program benefic. Apicultorii pot beneficia de hrană pentru albine, de tratamente, de posibilitatea să-și cumpere familii noi de albine și de posibilitatea de să-și cumpere cutii, deci practic să-și cumpere stupi. Pentru a fi eligibil, beneficiarii acestui ajutor trebuie să facă dovada achiziționării produselor cu documente justificative. Acest program va continua și în acest an.